avem două ședințe de guvern în această săptămână. Ședința de guvern de astăzi, care este destinată unor subiecte legate de modificarea hotărârii de guvern privind starea de alertă la propunerea Comitetului Național pentru Situații de Urgență. De asemenea, trebuie să dezbatem ordonanța de urgență privind alocațiile și de asemenea trebuie să dezbatem chestiunea legată de fondurile europene. Am să încep cu fondurile europene. Solicit ministerelor să fie implicate la maximum în pregătirea acordului de parteneriat, pentru că din data de 31 iulie lansăm în dezbatere publică structura programelor în cadrul MFF, în cadrul bugetului multianual 2021-2027. De asemenea, solicit ministerelor, sub coordonarea Ministerului Fondurilor Europene a domnului ministru Boloș, să prezinte toate propunerile de proiecte pentru a putea finanța aceste proiecte în cadrul programului de reziliență și de recuperare. Vă readuc aminte că prima formă a acestui program va trebui prezentată la Comisia Europeană în cursul lunii octombrie. Toate propunerile de proiecte pe care le veți formula pentru a face parte din programul de reziliență și recuperare trebuie să țină cont de câteva elemente. Ele trebuie să aibă un grad de pregătire, pentru că proiectele urmează să fie aprobate în un interval de timp foarte scurt de timp, 2021-2022, 70% și 30% care sunt condiționate de evoluția economică, restul de 30% în 2023. Mai mult decât atât, proiectele trebuie să se finalizeze până în 2026. Deci aici toate proiectele care le introducem pentru a fi finanțate în cadrul programului de reziliență și recuperare, cadrul finanțării Next Generation EU, trebuie să aibă un nivel de pregătire prealabil, astfel încât să fie foarte ușor să ajungem la semnarea contractelor de finanțare într-o perioadă de timp foarte scurtă. 2021-2022, 70% și 2023, restul. Mai mult decât atât, trebuie să țineți cont de... Sigur, o să avem proiectul de regulament în curând, de toate prevederile care vor exista în proiectul de regulament și de condiționalitățile care vor fi impuse pentru accesarea acestor fonduri, o parte granturi, o parte credite, astfel încât să fim pregătiți pentru o absorpție rapidă a fondurilor din cadrul acestui program. Deci, repet, mobilizare, toate echipele pe care le aveți trebuie să inventarieze toate propunerile de proiecte care pot fi finanțate în cadrul MFF și în cadrul Next Generation EU, astfel încât să fim pregătiți cât mai repede pentru absorpția acestor fonduri extrem de importante, de 80 de miliarde de euro. Al doilea subiect, cel legat de modificarea hotărârii de guvern privind starea de alertă. Ieri am avut reuniunea Comitetului Național pentru Situații de Urgență și la propunerea specialiștilor din cadrul Consiliului de Suport Tehnico-Științific am formulat câteva propuneri pentru guvern pentru a fi adoptate în cadrul hotărârii de guvern privind starea de alertă. Cele mai importante măsuri sunt posibilitatea de limitare a programului pentru terase în special, dar și alte activități economice similare. Această limitare a programelor urmează a fi decisă de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, fie la propunerea Comitetelor Județene pentru Situații de Urgență, fie la propunerea Grupului de Suport Tehnico-Științific, pentru acele localități, județe, în care există un nivel ridicat de răspândire a virusului.
De asemenea, în ceea ce privește organizarea activității pe terase, propunerea Comitetului Național pentru Situații de Urgență este aceea de a limita numărul de clienți care se află în același timp pe terase la numărul de locuri disponibile pe scaune. Știm foarte clar că foarte multe terase se transformă pur și simplu în discoteci, în cluburi. De fapt, sunt cluburi mascate. Și aici, evident că riscul epidemiologic este foarte mare în cazul desfășurării altor activități decât activitățile de servire a mesei sau de consum de băuturi alcoolice sau nealcoolice. Și atunci, măsura pe care o vom impune este aceea de a limita numărul clienților la numărul de locuri pe scaune care există pe terasă. De asemenea, propunerea Comitetului Național pentru Situații de Urgență este aceea de a impune obligativitatea portului măștii și în aer liber în anumite spații, în anumite intervale orare. Practic, noi vom împuternici Comitetele Județene pentru Situații de Urgență de a decide această măsură de obligativitate a portului măștii în anumite spații deschise în aer liber, care sunt foarte aglomerate și unde nu există posibilitatea asigurării unei distanțe fizice de protecție, de minim 1,5 metri. Sunt foarte multe zone în aer liber cu astfel de aglomerări. Aici e vorba de piețe. Sunt piețe foarte aglomerate, unde circuitele nu permit păstrarea distanței fizice, unde se formează cozi, unde inclusiv interacțiunea între vânzători și clienți este foarte apropiată. Este vorba, de exemplu, de faleze. Am dat exemplu faleza Galați. Sâmbătă și duminică, între orele 19 și 22, acolo este o aglomerație în care aproape efectiv n-ai cum să păstrezi distanța fizică de protecție. Este vorba de târguri, este vorba de diferite festivități sau sărbări care o să fie. Știm că localitățile, mai ales că perioada electorală, se vor organiza zile ale localităților și alte tipuri de activități. Și aici va trebui să ia astfel de măsuri de obligativitate a portului măștii. Sigur, măsura este doar în anumite spații din aer liber și doar în intervalele orare în care există aglomerații. De asemenea, pe cursele feroviare sunt peroane de așteptare, mai ales pe rutele foarte aglomerate, unde nu se poate păstra distanța fizică. De asemenea, în stații, în locuri de așteptare, a mijloacelor de transport, sunt anumite fabrici. Când ies de la muncă și mai ales cei care urmează să fie transportați cu autocare, în așteptarea mijloacelor de transport se creează o aglomerație foarte mare și acolo există un risc crescut de răspândire a virusului, iar apărarea sănătății se poate dispune prin obligativitatea portului măștii. Deci procedura va fi, noi permitem prin hotărârea de guvern, prin anexă, adoptarea unor astfel de decizii de către comitetele județene pentru situații de urgență la propunerea direcțiilor de sănătate publică, care trebuie să facă o evaluare a riscului epidemiologic pentru diferitele categorii de activități. Ele se vor dispune loco, adică comitetul județean dispune obligativitatea portului măștii pentru anumite activități și în intervalele orare în care se creează aglomerația. Cam astea sunt în mare propunerile formulate de CNSU și va trebui să dezbatem proiectul de hotărâre în baza propunerii formulate de Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Doamna ministru Alexandru, suntem pregătiți cu ordonanța de urgență privitoare la alocații? Bună ziua, domnule premier, bună ziua, stimați colegi. Da, Ministerul Muncii și Protecției Sociale va prezenta astăzi în ședința de guvern proiectul ordonanței de urgență care prevede în mod expres dublarea alocațiilor pentru copii în cuantumul prevăzut de noua lege, 300 de RON pentru copii între 2 și 18 ani, respectiv 600 pentru cei între 0 și 2 ani și pentru copiii cu dizabilități de la 0 la 18 ani.
Calendarul pe care vi-l propun pentru a putea avea suportul necesar în bugetul de anul acesta și cel pentru anii viitori ar fi următorul: o creștere de 20% de la 1 septembrie anul acesta, iar următoarele creșteri să fie făcute etapizat, în sensul de două ori pe an, anul viitor, la 1 ianuarie și la 1 iulie, cu câte 20% și la fel în 2022, dacă veți fi de acord. Deci, practic, alocația dublată va fi la data de 1 iulie 2022. Da, atunci va fi acoperită toată. Sigur, am văzut prognozele și, într-adevăr, putem avea resurse pe ritmul de creștere al alocațiilor. Am avut consultări colegii mei, ministrul Finanțelor, ministrul Justiției. Aceasta este propunerea pe care o formulăm și o vom discuta, desigur, împreună în cursul ședinței. Deci propuneți introducerea pe ordinea de zi a ordonanței de urgență. V-aș ruga să aveți în vedere creșterea alocațiilor. V-aș ruga să aveți în vedere creșterea, această propunere pentru creșterea alocațiilor, astfel încât să putem avea un cadru reglementat încă din cursul acestei săptămâni. Vă mulțumesc! De acord. Domnul ministru Tătaru, știți că am avut mai multe discuții legate de tratarea pacienților în secțiile de terapie intensivă și aș vrea să știu cum stăm și ce măsuri ați pregătit pentru a crește numărul de paturi în secțiile ATI. Da, după pentru bolnavii de COVID. După cum știți, avem astăzi făcută la zi 840 de paturi în terapie intensivă, din care, după cum știam și din raportarea Comitetului de... Deci 840 cu tot ceea ce este necesar. Cu tot ceea ce este necesar. Injectomate, monitoare... Iar în acest moment 112 bolnavi sunt intubați din cei 377. 377 care sunt internați, doar 120 sunt intubați. Doar 120 sunt intubați. Aici poate ar trebui găsit o soluție, mai ales cei care au ieșit de pe ventilație și li s-a ameliorat starea de sănătate. Putem organiza, să spun, niște secții intermediare, unde să poată fi oxigenați, evident, cu mijloacele respective, astfel încât să putem disponibiliza paturi în cazul în care e necesară tratarea unor pacienți în terapie intensivă. Da, avem în vedere acest lucru. Am vorbit cu managerii fiecărui spital. Aici am discutat de creșterea capacității în București. Aici e vorba de Spitalul Județean Ilfov, e vorba de Spitalul Viting, CFR1, e vorba de Elias, secția externă de la Elias, care a fost realizată de Dăruiește Viața. De asemenea, mai trebuie operaționalizat, nu pentru paturati, spațiu organizat de Oșan și de celelalte companii de pe Chitila și de asemenea spațiu care ține de Victor Babeș din Pipera. Da, acolo sunt 500 de paturi, se operaționalizăm într-o primă fază 100 și în cursul săptămânilor viitoare până la 500. Deci trebuie crescut numărul de paturi și pe zone unde evident e creșterea, Brașov. Brașov. Am înțeles că acolo e un proiect de secție modulară, de spital modular, da, care cuprinde numai 28 de paturi de ATI. Termenul de finalizare este 21 august, să sperăm că este și mai devreme. Am înțeles. La Cluj am înțeles că există un proiect de creștere a capacității de tratare în terapie intensivă. Și la Cluj și la Târgu Mureș. Și la Târgu Mureș, după cum știți, avem și acel spital. Dar am fost împreună cu domnul președinte. În cadrul Universității de Medicină și Farmacie și acolo poate. Deci acolo e dotarea foarte bună și cred că se pot face 15-20 de locuri de terapie intensivă în secția externă a Spitalului Județean și acolo și sunt cadre medicale. Exact. Deci trebuie să aveți grijă ca pe toate spațiile să asigurăm cadrele medicale. Dacă nu merge pe voluntariat, atunci prin detașare. Avem la nivelul... Aici trebuie făcut o evaluare foarte serioasă a personalului care există în secțiile de terapie intensivă a spitalelor non-COVID. Trebuie făcută evaluarea realistă a numărului de cazuri pe care le tratează și detașați toți aceia care nu au activitate sau care nu au încărcare suficientă în activitate. Aici chiar cred că trebuie făcut apel la empatia și
Eu nu cred că un medic sau un cadru medical poate să lase pacienți netratați când există astfel de situații. Sunt sigur că... De asemenea, nu uitați să pregătiți o nouă linie de apărare în cazul da? În care suntem în pregătire crește numărul de pacienți. Da? Suntem în pregătire. Bine, mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc.